pentru 2030. Sigur că sumele care avem nevoie sunt destul de mari, dar noi trebuie să ne încadrăm în restricții bugetare. V-am spus din start că proiectul de buget va fi mai mic decât în anul 2012. Vor avea, în primul rând, prioritate, sigur, cheltuielile de funcționare a primăriei legate de, nu știu ce vreți dumneavoastră, salubritate, reparat străzi, asigurarea subvenției la termoficare, salariile primăriei, iar restul ce rămâne, așa cum spune legea, la secțiunea de dezvoltare. Este clar că la secțiunea de dezvoltare vom da prioritate, în primul rând, proiectelor începute. Și când mă refer la proiectele începute, mă refer, în primul rând, la cele care trebuie să le terminăm, cum ar fi Centrul Cultural Bucovina, cum ar fi cele legate de proiectele europene, la reparatul străzilor, mai avem terminat 3 străzi în cartierul Ițcani și promovarea altor proiecte, în mod special, pe fonduri europene. Este clar că bugetul pentru dezvoltare va fi mai mic în anul 2013, cum ar fi în anul 2012.